Bine ați venit în colțișorul meu preferat din ogradă, și anume grădinița mea cu suculente. Am pus-o din nou la punct, știți că mă ia frenezia odată pe an cel puțin. Îmi place să decorez, să umblu la plântuțe, să le aranjez, să le schimb pământul și așa mai departe, și am zis să le pregătesc pentru iarnă și totodată să aranjez curtea unde le țin, adică grădinița, aș putea spune. Și acum că este gata, am zis să fac un video, un mic tur așa, să vă explic ce și cum, cum am aranjat pe ei și cum arată în momentul de față grădinița mea cu suculente și nu numai, că am și alte plântuțe pe cum trandafiri sau, eu știu, pasiflora de acolo. Astea fiind spuse, întorc camera și vă exemplific cum stă situația aici. Am să încep din zona asta de aici. Pe aici intru, practic, în zona de plântuțe. Acolo am decât câteva ghivecele, nu am vrut să încarc foarte mult zona, mai ales că am pasiflora asta urcată și ea se mai și lasă uneori, așa că acolo ajunge. Aici, lângă casă, am pus un cactus, am aici încă o plântuță și încă un cactus, iar acolo de obicei doarme Blanco lângă ușă. Bun, să continuăm așa. V-am spus că pe gard am pasiflora și am pus copertina asta albă, să zic așa, ca să se vadă bine contrastul între ghivecele și plântuțe, să nu se vadă direct gardul. Aici am spălătorul de sticle, în spate este pasiflora, după cum vă spuneam. Aici am plantat două aloi din astea super, super mari la baza acestui pomișor, care l-am lăsat să crească în sus. Iar aici am diverse ghivecele în formă de inimă, după cum vedeți, din ciment, cred că sunt astea făcute, în care am pus diverse suculente, după cum se vede. Bun, asta este zona de colț, să spun așa. Iar în față, ceea ce văd eu din sufragerie, practic, este zona asta absolut minunată cu suculente. Am făcut etajera asta, știți că aveam o etajeră de două, ei, am făcut de data asta o etajeră din trei, cu bolțari. Pur și simplu, vedeți aici bolțarii pe margini, iar aici am pus o scândură groasă, groasă, ca să țină bine când ud suculentele, practic când se udă. Am vopsit ghivecele pe un vernil de data asta, am vrut un verde mai deschis, un verde pastelat, ca ăla de acolo, dar nu am găsit și a ieșit destul de închis, dar e drăguț, îmi place. De altele le-am făcut pe un alb crem, așa, și aici pe scărița asta, să zic așa, pe etajera asta, am mare parte din colecția de suculente, precum și aici, pe gărduț. Am pus și o instalație, o să vă las imediat și o imagine de cum arată grădinița noaptea, imediat ce vă exemplific situația, căci am pus și pe sus, nu știu dacă se observă o instalație, se vede super, super drăguț. Și ceea ce văd repede din sfragerie este zona asta absolut minunată. Am și decorațiuni, uite, am și statuete, bibelouri pe care le folosesc ca și decorațiune pentru grădinița mea, vedeți? Am aici și un purceluș și fel și fel de suculente, vrăjitoarea mea de care nu mă pot despărți. L-avem aici pe domnul Buddha, pe doamna africancă. Deci, cam așa stă situația în această zonă. Mergând puțin mai încoa, am trandafirul meu urcător pe care l-am tuns și vreau să-l dirijez să urce doar aici, în zona asta de arc și în zona asta care nu voi pune nimic, adică va merge așa, pe gard încolo. La baza trandafirului am mai pus două inimioare care au în interior suculente care cresc mai mari decât cele de ghiveci și aici am una lăsătoare, iar aici am o combinație de mai multe suculente. Acolo în colț am o plântuță din asta lăsătoare, flori de piatră sau margarete albe și un cactus enorm, enorm. Acolo sus am pus două suculente lăsătoare, o grăsuță am aici, un cactus, aici am o combinație de trandafiri, 3, sunt la număr roșu, roz și alb, iar aici avem următoarea zonă, care este zona mea de stat, zona mea favorită, unde stau și unde mă odihnesc și unde mă relaxez și unde îmi place mie să-mi petrec timpul puțin liber pe care l-am și unde animăluțele bătrâne ale casei adoră să stea. Aici o avem pe Nieve, vă spuneam că Blanco stă undeva pe acolo pe la ușă.
Fiecare de obicei stă în colțul ăla de acolo. Asta este rutina. Aici ce am făcut? Am pus stegulețe, ghivecelele mici care erau aici. Le-am pus aici cu suculente mici, evident, care nu au o creștere foarte mare. Tot așa le-am vopsit și pe ele, după cum vedeți. Iar aici am chestiile acestea. Ideea aplicat de la ele, la culori mă refer. Aici am niște suculente care cresc mai măricele, diverse culori. Nu se vede bine că bate soarele exact de aici, dar diminețile se vede superb, superb. Bun, aici am pus mare parte din cactus, după cum îi vedeți. Am făcut o etajeră tot așa din bolțari, dar de două nivele. Și aici am, repet, niște cactus, un anemium și o grăsuță, două grăsuțe. Și în colț aici am ditai cactusul, superb și mirific și enorm, nu știu dacă îl puteți aprecia. Și tanam, tanam, aici e destul de mult schimbare, pentru că aici nu aveam nimic decât ghivecelele astea și măsuța și scaunele. Așa că am dat măsuța cu banca și scaunul mai încoa și am avut loc să fac această minunată etajeră. Și cam asta este grădinița mea cu suculente în momentul de față. Un ansamblu, așa se vede, mai e de lucrat, da, când avem timp o să mai lucrăm. Cât despre ce se întâmplă cu ele când vine înghețul, adică în ianuarie, pur și simplu o să pun un ciolofan pe care îl agăț aici, o folie de plastic, da, o agăț aici cu niște cârlige, o las așa peste ele doar noaptea, iar dimineața o ridic fără probleme. Iar aici se va întâmpla exact același lucru. Nu avem nopți îndelungate, friguroase pe timpul zilei nici atât. Așa că, uite, asta este mica mea comoară, mica mea zonă de relaxare, unde îmi bucur sufletul cu lucruri vii, căci asta mă bucură cel mai mult și asta mă relaxează cel mai mult. Veie la ora de duș, nu o deranjăm. O să vă las așa câteva cadre, deși sunt sigură că în fiecare zi o să vă aduc aici, căci momentan e locușorul meu favorit din o gradă, după cum vă spuneam. Aștept să vă citesc în comentarii. Cam ăsta a fost micul tur al grădiniții în momentul de față. Când mă mai apucă nebuneala, evident că voi mai schimba ca asta sunt, dar cel puțin pentru jumătate de an, un an, cred că așa va rămâne. Vă citesc cu mare, mare drag în comentarii și pupat!